Ce fel de patron erați? Cum să spun, mărinimos, al dracu de nervos. Când se întâmplau lucruri care nu conveneau și credeam că... Intrați în vestiar? Da. Da? Des. Auleu, la des. Pauză? Da, da, da. Dar nu ce credeți dumneavoastră. Intram și stăteam, mă rog, pe un scaun, ascultam ce spuneau antrenorul dacă spunea ceva și ce spunea dacă spunea bine și când ieșeau, hai băieți că se poate, indiferent cât era scor. Nu să înjur, cum spunea astea, să-i pocnesc, da. Era, cum spună, ca un suport moral mă ducea. Și un, nu se... și un pic de presiune așa din asta. Presiune, da, era presiunea, nu, presiunea, cum spună, probabil că era înainte de meci la primele care le erau anunțate, primele pentru meciurile cu... Pe, și la vremea aia, da, și care spun acum, și Steaua și Dinamo, erau sub călcâi vasluile, bătut așa, cum spună, cu persistență, nu așa, sporadic. Dar n-am câștigat nimic, nici un trofeu, nimic. E asta un regret uriaș al dumneavoastră? A, că nu, regret, nu, un nu, titlu nu, cu nu, vasului? Eu, să știți că cine regretă mult în viață are parte în continuare de regrete. Eu nu regret. Așa, dacă îmi vine să vorbesc, vorbesc de treburile astea. Viața este frumoasă și să o privești altfel decât cu tot timpul cu regrete în interiorul tău. No, nu sunt un tip să spun, dă-me, că gata, mi-am pierdut mințile că nu știu ceva. S-a întâmplat ceva, m-am, cum spun, eliberat spunând ce am de spus și văd de treaba. N-am niște prejudecăți în astea, spun, dă-me, gata, să țin cu un o dușmănie o viață. Nu, spun acum, a trecut, am spus ce am avut de spus și nu sunt un timp frustrat. Eram foarte, cum spun, dornic de a câștiga meciurile respective și în sărea Sandra cam des și nu era taman bine, dar după aceea mă repliam și orice discuție contradictorie, indiferent de antrenor, se regla într-o discuție care urma și bine, dar totul decent, nu, nici cu intervenții la echipă, totul s-a făcut într-un fel în care să nu te pun pe tine ca antrenor să simți că, dă-me, a intervenit porumboiul, mă rog, peste mine ca antrenor și lucrurile astea au fost, zic, făcute cu inteligență de către mine, că le făceam, dar cu inteligență și să nu-i diminuez din valoarea antrenorului, că pe urmă nu mai dădea el randamentul care trebuia să-l dea în fața jucătorilor. Adică sunteți un patron care se implica. Da, pe mi-am pierdut mult timp. Eu vedeam, cred că cel puțin la 3 antrenamente pe săptămână eu asistam. Erați și la antrenamente. Da. Meciurile care erau importante, mergeam în cantonament 3-4 zile, sigur stăteam cu ei. Adică îi vedeam și, cum spun, luam pulsul la fiecare, mă rog, acțiune care trebuia să deruleze. Da, mă rog, asta a fost să fie, a fost o parte și asta din viața mea care n-a sfârșit cum trebuia să sfârșească, dar, repet, orice vine așa arunca în stânga, în dreapta sau peste tot, vina cea mai mare mi-aparține mie, că n-am știut să-mi aleg colaboratorii, n-am știut să pun punct la niște lucruri care, mă rog, s-au transformat în niște lucruri care le denumesc fără niciun fel de rezerve, horror. Dar asta este viața, nu poți să... Nimeni n-are... Acum, uitându-vă în urmă, mai relaxat, mai detașat, să zicem, ce ați schimba din perioada FC Vaslui? Adică... ar trebui să umblu, să mă schimb eu și după aceea. Deci, am înțeles. Deci, dacă aș putea, deci, în primul să întorc anii să mă schimb eu. Aia este singura problemă care ar fi de luat în seamă dacă s-ar putea. Oricum nu se poate, trebuie să acceptăm și cei de lângă mine au acceptat, mă refer la familie, au acceptat treaba asta că, mă rog, așa sunt. Și multe decizii și în business, un renumit avocat din România
prieten bun, la un moment dat mi-a spus: domnul Porumb, toate în regulă cu dumneavoastră, numai că de multe ori și în business și în activitate luați niște decizii ca pe teren de fotbal, adică fluier imediat, pentru că de multe ori fluier din intuiție s-a transformat într-un lucru mai puțin pozitiv pentru mine, că și în business n-am mai trecut toate, am fluierat instinctiv, a fost sau n-a fost fault, a fost sau n-a fost penalti, că arbitru nu stai, n-ai timp să faci niște analize. Și probabil că și asta a devenit o deformație profesională, faptul că arbitru, când trebuie să iei, să-ți cadă fisa imediat, cum spunea regătatul George Negherghe, că trebuie să scadă fisa imediat. Mie mi-a căzut fisa, îmi cădea fisa imediat ca arbitru, dar fisa ca și om de business nu trebuia să cadă. Trebuia puțină analiză. Puțină analiză de unele situații. Dar spun de lucruri care sunt s-au petrecut și asta e valabil pentru orice individ. Dar important este să nu regrezi nimic din ce ai făcut, care să spui de mai că a lăsat niște urmări negative. Ia, ți-ai făcut așa cum este, cu bune, cu rele. Până la urmă, când tragi linie, să fie un pic lucrurile bune mai deasupra decât lucrurile mai puțin plăcute.